Crescătorii de porci care au fost afectați de pesta porcină își numără pagubele. Pentru unele gospodării, animalele erau singura sursă de venit. Între timp, autoritățile anunță că ultimul focar de răspândire a virusului este lichidat, iar proprietarii animalelor sacrificate vor fi despăgubiți. Căușeni este unul dintre raioanele afectate de pesta porcină. Focarul se află în satul Ursoaia. În una dintre gospodăriile particulare au fost afectați 8 porci. Pagubele sunt enorme pentru o familie cu 3 copii. Maria Catană are o familie numeroasă. Asta înseamnă ajutor în gospodărie, așa cum la țară este mereu mult de lucru, dar și cheltuieli mari. Pentru a se hrăni, familia și-a amenajat în curte o mini-grădină zoo cu păsări, vaci și capre. Alături se află și un ocol în care până nu de mult creșteau 8 porci, însă din cauza pestei au pierit. Am cumpărat carne de porc de la piață, am pus-o la murat și am făcut frigărui. Rămășițele le-am dat la porci, a doua zi animalele noastre au încetat să mai mănânce. În felul acesta, porcii au luat virusul. Totul s-a întâmplat la sfârșitul lunii februarie. Gospodarii s-au adresat imediat medicului veterinar, dar era târziu. Animalele nu mai puteau fi salvate. Familia a fost afectată atât financiar cât și prin munca investită. Toate animalele, în conformitate cu decizia, au fost nimicite cu respectarea normelor sanitar-veterinare, respectiv în procesul care s-a creat în satul Ursoaia, respectiv producătorul de animale a fost despăgubit în conformitate cu hotărârea de guvern. Timp de 2 ani în Moldova au fost sacrificați peste 600 de porci din 46 de focare. Momentan în Căușeni, ca și în toată Republica, pesta porcină este sub control. Ultimul focar va fi închis pe 7 decembrie, spun autoritățile, iar oamenii vor primi compensații. Totuși, ca să își poată primi banii, gospodarii trebuie să-și înregistreze animalele în registru electronic al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Dacă animalul nu figurează în baza de date, el nu a fost vaccinat, nu a fost examinat în niciun fel de către medicii veterinari, deci prezintă pericol pentru alte animale. Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice mortală pentru animalele care se îmbolnăvesc. Nu există vaccin sau tratament. Singura soluție de a proteja animalele sănătoase este respectarea unor norme stricte de biosecuritate. Pesta porcină nu este transmisibilă la om, dar poate genera pierderi economice de mari proporții.